Cine considerați dumneavoastră că este Bismarckul nostru, este victoria noastră, este de golul nostru? Da, dacă luați veacul al 19-lea, că porma, în, în veacurile mai, mai timpurie sunt alții, dar în al nostru este clar că este regele Carol. Deci îl considerați personalitatea... A, a avut o personalitate, că nu era... A, cu toate că era un rege constituțional, el totuși a influențat foarte mult politica din veacul al 19-lea și... A, și a, a izbutit, știa, era foarte dibaci, să știți, de pildă cum a reușit el mai totdeauna să aibă uh, pe conservator patru ani și îi răsturna într-un fel sau altul și aducea pe liberal și forma iar îl răsturna pe liberal. A fost un foarte bun, un foarte dibaci uh, conducător, dar trebuie să spunem că am avut și câțiva oameni politici români de foarte bună calitate sau, în orice caz, originali. Originali, nu știu... Familia Brătianu, e, poate, este una dintre... Pe cine? Familia Brătianu, Brătienii. Da, Brătienii, care e, și bătrânul Brătianu, cel de întâi dar mai cu seama, al doilea, e, Brătianul din timpul care acoperă, ca să zic așa, cei 13 ani de, de, de război și de, de, după război până în 1927, Ionel Brătianu, deci Ion Brătianu pe de-o parte, bătrânul, și pe urmă, Ionel Brătianu, această dinastia a e unică în Europa, afară poate de, de pit în, în Marea Britanie. I-am avut pe acești doi brătieni, plus alți mici brătieni, că au fost mai mulți, erau... Eu mi-aduc aminte că în copilăria mea, în familia, în familiile care erau ale mele, nu știu, îi numeau șobolanii, brătieni erau porecliți șobolani Ce? fiindcă, da, da, fiindcă, cum să spun, puneau mâna pe tot, mâncau, erau încercau să, să, domine toată politica românească, toată economia românească și mai Nu erau simpatici, să știți. Dar Ionel Brătianu a fost un om politic extraordinar, Eu, după părerea mea. Și nu găsesc în Europa, afară de Bismarck, după care l a citit, pe cineva care și fi fost așa de dibaci câtă vreme de pildă I-a trebuit vreo 2-3 ani până când să accepte uh, acordul cu francezii și englezii și rușii ca să intrăm în război, în 1916. El uh, i-a ținut pe acești viitor aliați. Altfel, noi aveam un, aveam un uh, contract, ca să zic așa, cu Germania și cu Austro-Ungaria din 1883, să nu mai țin minte exact când a fost. Și deci, teoretic, ar fi trebuit să intrăm în război alături de puterile centrale. Ori, uh, Ionel Brăteanu, în guvernul lui, tărăgănește hotărârile așa de mult, până când dintr-o dată, ca și când ai scoate uh, porumbielul din... Uh, din Joben vine cu declarația de război alături de franco-englezi. Asta era geniu, a fost geniu, sau, și, a însemnat enorm pentru ce a devenit România ulterior. A fost, un, a fost un geniu al lui Brătianu asta era. Da, era da, da, foarte priceput. Și cum a, izbutise, deci se capete o promisie că vom căpăta, în schimbul intrării noastre în război, dacă câștigă franco-inglezii războiul, să ni se dea Transilvania. Așa că... Ceea ce a fost extraordinar. A fost, fost extraordinar. Lumea.